seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile GorșTV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Corjenii au luat cu asalt magazinele și piețele din oraș pentru masa de Paște, zonele din municipiul Târgu Jiu s-au transformat într-un adevărat furnicar. Se fac ultimele pregătiri pentru noaptea de înviere, autoritățile din orașul Tismana se așteaptă ca un număr însemnat de credincioși să vină să ia lumină de la mănăstire. Și managerul liceu Laurențiu Ciurel promite un buget mai mare pentru energia după câștigarea cupei. Municipiul Târgu Jiu s-a transformat astăzi într-un adevărat furnicar grăbit să își facă ultimele cumpărături. Oamenii au luat la pas magazinele. De departe, cele mai aglomerate zone au fost cele din apropierea piețelor. În trafic s-a circulat bară la bară. În speranța că vor reuși să cumpere un miel mai ieftin, mulți gorjeni au mers în piața Litovoi abia astăzi. Pentru că nu au putut negocia până la prețul dorit, s-au limitat la a cumpăra o jumătate de miel. Ziua, bună ziua! Ați cumpărat un miel? Da. Așa, pe ultima sută de metri? Pe ultima sută. Mâine e ultima sută. O jumătate? De ce nu unul întreg? Săraci. Asta este. Cu cât ați luat kilogram? 20 de lei. Alți ani vă permiteați un miel întreg? Da, în fiecare. A fost agitație mare și în piețele de legume din municipiul Târgu Jiu. Cumpărături? Da. Pe ultima 100 de metri? Pe ultima, da. Ce ați cumpărat? Niște miel. Altceva ați mai cumpărat astăzi? Da, am cumpărat. Cam cât ați cheltuit? Nu știu exact așa. Mult? Nu. Ce ați cumpărat? Mai de toate. Vă limitați când vine vorba de masa de Paște? Ce și ce așa? Ce veți pune de sărbători pe masă? Domnișoară, tot ce pune românul. Sarmale, piftii, cozonac. Făcut de dumneavoastră sau cumpărat? Făcut de mine. Mai faceți și în casă? Da, că numai din cumpărături. Mari bătăi de cap au avut și șoferii. Aglomerație în piețe, aglomerație și în trafic. Șoferii au fost nevoiți să dea dovadă de multă răbdare pentru a face față cozilor interminabile de la semafoare. Pentru a preveni evenimentele neplăcute, zeci de oameni ai legii s-au aflat în intersecții și în zonele aglomerate. Nevoia și Comunei Padeș vor avea și anul acesta bucate alese la masa de Paște, asta pentru că autoritățile au alocat fonduri în vederea achiziționării de alimente pentru aproximativ 800 de persoane care au posibilități materiale reduse. Reprezentanții primăriei sunt pe final cu distribuirea pachetelor. Ca în fiecare an, primăria Padeș s-a gândit și la persoanele nevoiașe care nu au posibilitatea de a simți spiritul sărbătorilor adevărate. Pentru aproximativ 800 de gorjeni din Padeș, doar Dumnezeu există și o rază de speranță că autoritățile nu îi vor abandona. Nu au bani. Totul pleacă de la bani și am niște cazuri, nu au 3-4 copii, nu au, care eu îi monitorizez în permanență. Adică, îi ajutați cu ceva acum de Paște? Da, îi ajut de Paște, exact. Avem în jur de 800 de familii nevoiașe la nivelul localității. 800 sunt foarte multe. Da, sunt, într-adevăr. Autoritățile locale au cumpărat cozonac și suc. Pe raza comunei sunt familii care trăiesc doar din ajutorul social. Indiferent care a fost bugetul primăriei, în fiecare an de Paști și de Crăciun, primarul Mihai Troacă a alocat fonduri pentru pachetele cu alimente. Din anii trecuți, oamenii știu că vor primi alimente și se bazează pe sprijinul edilului. O să le dăm câte un cadou de Paște. Este un gest foarte frumos din partea dumneavoastră. Gestul este, cum să vă spun, este un gest. Le dăm și noi câte un cozonac și câte o sticlă de suc. Că nu putem să le dăm mai mult, dar... Până la urmă știți cum e, orice gest contează. Mai ales acum, în vrajma sărbătorilor, trebuie să fim mai buni și poate mai darnici unii cu alții. Așa este. Așa este. Trebuie să fim mai buni, mai înțelegători. Că este săptămâna mare și este bine să uite de dușmănie oamenii, măcar săptămâna asta, da. Mai mult decât o perioadă de exact. Edilul spune că în această săptămână toți trebuie să fim mai buni și mai iertători cu semenii noștri. Angajații prefecturii Gorj vor avea obligația să asigure permanența în zilele de Paște. În aceste zile de sărbătoare, unul dintre salariații instituției va trebui să fie la datorie. În cadrul instituției a fost desemnată o persoană care să asigure permanența în zilele de Paște. Și de Paște ca de oricare dintre sărbătorile de importanță majoră, mă refer la fie evenimente naționale ale noastre, ale românilor, sau evenimente religioase, se asigură permanență la nivelul instituției prefectului în
cele trei zile, ajunul Paștelor, Paște și a doua zi de Paște, va fi prezent permanent unul dintre colegii dintre salariații instituției. În ceea ce privește conducerea instituției, atât prefectul cât și subprefectul vor trebui să stea prin rotație la domiciliu. Măsura a fost luată pentru ca în cazul în care va fi nevoie de prezența acestora la serviciu, fiecare dintre ei să poată să ajungă în timp util. În intervalul de timp 19 aprilie, 21 aprilie, atât prefectul județului cât și subprefectul prin rotație vor asigura permanența la nivelul conducerii instituției, sigur, prin consemnarea la domiciliu, astfel încât în situația în care apar necesitatea ca aceștia să fie prezenți la conducerea instituției, o poate face în timp util. Permanența va fi asigurată în perioada 19-21 aprilie. Ore numărate au mai rămas până la Paște, iar gospodinele au început astăzi pregătirile pentru masa de sărbătoare. Au copt pască și cozonaci, care vor fi sfințite la biserică în seara Învierii Domnului. Tradiția este respectată mai mult în sate, unde activitățile dedicate sărbătorii au început dis de dimineață. Așa s-a întâmplat și în familia Ciortan din Alimpești. Doamna Maria Ciortan din Alimpești ne spune că aluatul pentru cozonaci trebuie pregătit cu multă dăruire și inimă curată. Cozonaci cât va lua să-i faceți? Păi dacă m-am sculat este dimineață, m-am spălat pe față, ca să, așa, și am făcut cam normal 3 ore cât ia. Flămăditul, deci prescutul. Prima dată se face o maia din drojdie, cu puțină făină, cu puțin zahăr. Nu trebuia o țâră apă cu zahăr. Când este aproape gata, cozonacul este scos din cuptor și uns cu ou și zahăr, după care trebuie să se coacă încă 15 minute. Pun numai gălbenușurile în cozonac, albușurile le păstrez și fac o cremă cu nuca, cu cacao, cu mirodenii. Cu aceea întindem frumos pe masă, cu sucitorul, punem crema. Îl împăturăm, îl punem în tavă, îl mai lăsăm cam 3 sferturi de oră să se odihnească, să crească. Doamna Maria a pregătit și o pască de toată frumusețea. Ce ați făcut acolo? Ce ați pregătit pentru Paști? Asta este pască cu cozonac. Ați făcut pască? Da. E, tradițională Olteniei nu prea este, da? Totuși este cea mai bună în perioada de Paști. Cea mai... Dar bineînțeles, e... Și acolo aveți cozonaci. Cozonac, da. Ăsta a fost un pui de cozonac, a mai rămas puțină coca și a trebuit să mai fac un pui de cozonac. Nu ar fi putut face nimic însă dacă soțul dânsei nu ar fi construit un cuptor pe cinste, în care se coc de minune toate bunătățile preparate tradițional. Gorjenii care nu s-au săturat de zăpadă mai au o șansă, pot să petreacă Paștele în stațiunea Rânca, acolo unde este iarnă în toată regula. Administratorii de pensiuni speră că ninsorile le vor aduce mulți clienți. Atmosferă hibernală în zona montană din județul Gorj. Stratul de zăpadă depășește 20 de centimetri. Potrivit directorului Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, pârtia nu este pregătită pentru schi. Dar turiștii care își doresc să se bucure de zăpadă se pot da cu săniuța. Este zăpadă la Rânca, va fi un peisaj plăcut de iarnă. Oamenii vor avea o senzație deosebită care vor merge în stațiune, dar instalațiile sunt închise, sunt deja băgate în conservare pentru iarna viitoare, iar stratul de zăpadă de doar 20 de centimetri, cu siguranță nu va permite amenajarea pârtilor. Deci cei care merg acolo se vor putea da cu săniuța, vor putea să se bată cu zăpadă, vor face orice activitate specifică iernii, mai puțin schiatul, iar în rest noi le dorim să aibă sărbători fericite și să se simtă bine. În noaptea de înviere numărul turiștilor va fi limitat. De duminică însă mulți dintre gorjeni vor alege stațiunea Rânca pentru relaxare și aer curat, mai ales că vremea nu se anunță una prea frumoasă și potrivită pentru grătare. Nu cred că or să fie foarte mulți, pentru că specificul sărbătorii este acela de a petrece sau de a lua masa împreună cu familia, de a merge la biserică. Totuși biserica de la Rânca are o capacitate foarte mică, deci noi nu credem că vor fi foarte mulți turiști, dar începând de duminică după prânz și luni, cu siguranță lumea va merge și la Rânca și către binecunoscutele zone de văi din partea submontană
a Gorjului, pentru că sunt locuri unde oamenii ies la grătar în mod frecvent. Drumarii au dezăpezit traseul către stațiune în aceste zile, cu două utilaje pentru a permite turiștilor accesul în Rânca. În partea de nord a stațiunii, viscolul a făcut ca stratul de zăpadă să măsoare aproximativ un metru. În stațiune s-au depus peste 20 de centimetri de zăpadă proaspătă. Se fac ultimele pregătiri pentru noaptea de înviere. Autoritățile din orașul Tismana se așteaptă ca un număr însemnat de credincioși să vină să ia lumină de la mănăstire. Pentru că au deja experiența anilor trecuți, reprezentanții primăriei vor apela la forțele de ordine pentru ca în aglomerația care se va produce să nu se producă incidente neplăcute. Mănăstirea Tismana, ca și mănăstirea Lainici, sunt locurile preferate de turiști, mai ales de cei care sunt în orășelele din jurul și orașele din jurul nostru. Vă spuneam că aproximativ 400-450 de automobile pot fi numărate în noaptea de înviere în zona Tismanei. De fapt, sunt atât de multe autovehicule încât este nevoie de intervenția poliției rutiere și a jandarmilor ca să facă un pic de ordine. Primarul orașului Tismana, Marian Slivilescu, a precizat că anul acesta condițiile meteo nefavorabile îi vor împiedica pe cei care ajung în zonă să rămână pentru mai mult timp, așa cum obișnuiau să facă în anii trecuți. Din păcate, anul acesta, fiind foarte multe ploi în această perioadă, pământul fiind umed, ba mai mult, prognoza anunțând și pentru ziua de duminică și luni după Paști precipitații, vor fi probabil foarte, foarte puțini cei care vor prefera aerul liber. Vorbesc să rămână la un grătar pe Valea Tismanei, pentru că sunt condiții improprii. În noaptea de înviere, mii de gorjeni și nu numai vor merge să ia lumină, fie de la mănăstirea Lainici, fie de la mănăstirea Tismana. Avertizarea de cod portocaliu pe râul Jiu emisă de hidrologie a ținut în alertă pe angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Târgu Jiu. Precipitațiile căzute în ultimele zile i-au pus în alertă pe reprezentanții Serviciului de Gospodărire al Apelor Gorj, care monitorizează încă situația debitului pe râul Jiu. Reprezentanții sistemului de gospodărire al apelor Gorj monitorizează situația și spun că sunt pregătiți să intervină în caz de inundații. Cea mai mare problemă este cea a bălților, motiv pentru care s-a construit o comisie la nivelul autorităților județene care verifică toate cursurile de apă, a podețelor și a canalelor pentru a preveni eventualele inundații. Reprezentanții SGA Gorj continuă să monitorizeze situația și spun că pe apa Gilortului există pericol de inundații dacă ploile vor continua. Directorul Teodor Popescu spune că la Turburea au căzut ieri cele mai multe precipitații. Sunt totuși în alertă cu mine cu tot. Am făcut serviciile de permanență pentru că am două situații deosebite și ar trebui tratate cu foarte mare atenție. Pe de o parte, anunțul în care se va ploua de la 30 la 50 de litri pe metru pătrat, ceea înseamnă pentru noi o problemă în sensul că ar fi posibil să fie inundații. Și a doua problemă este că urmează liberele astea de sărbătorile pascale și atunci a trebuit să facem un serviciu de permanență cu restricționarea lor la domiciliu, fără consum de alcool. La nivelul județului Gorj, reprezentanții sistemului de gospodărire al apelor monitorizează 1980 de kilometri de cursuri de apă. Acum, funcție de atenționările care vor urma, dacă vor urma, noi suntem pregătiți și vom face față, zic eu, problemelor. De ce vă spun asta? Pentru că deja utilajele sunt la formațiile de lucru, cu posibilitatea de a se intervine pe cursurile de apă de îndată, nu să faci kilometri între să ajungi nu știu unde, deci că atunci nu mai corespunde cu obiectivul pe care tu trebuie să-l atingi. Autoritățile locale din orașul Rovinari pregătesc reducerea taxelor pe care trebuie să le plătească rovinărenii pe parcările de reședință. Dacă până în acest moment oamenii plăteau 10,5 lei de la 1 iunie, vor achita doar 5 lei. Viceprimarul orașului Laurențiu Chivu spune că se mai lucrează la încă 64 de noi locuri de parcare de reședință. Deja autoritățile locale pregătesc acum alte noi locuri de parcare de reședință în Rovinari, deoarece cele existente sunt insuficiente. Deja ne pregătim de următoarea licitație care va avea loc în luna mai. Așteptăm să facem recepția celor trei parcări care sunt acum în ultima fază de amenajare a spațiului verde. S-au montat băncuțele, iluminatul, bariera și tot ce trebuie pentru a pune în funcțiune aceste parcări. Sunt în număr de 64 de locuri de parcare acum pe care ne le pregătim. Sperăm ca în cel mai scurt timp să anunțăm scoaterea la licitație.
În ultima ședință de Consiliu Local din această lună se vor aproba reducerea taxei pe care rovinărenii trebuie să o plătească în fiecare lună pe un loc de parcare. În premieră vă anunț că tot domnul primar și Consiliul Local, în următoarea ședință de Consiliu Local, așa cum am spus, cele două mari proiecte, unul este acesta cu câinii, iar al doilea, vrem să conștientizăm oamenii și să venim în sprijinul lor cu locuri de parcare, să reducem costul de 10,5 lei pe lună, pentru că știm foarte bine că este din ce în ce mai greu, pentru că toată lumea scumpește și taxe, și benzină, și motorină. Noi să venim în sprijinul cetățenilor și să anunțăm reducerea locului de parcare pe an de la 10,5 lei pe lună la 5 lei. Noua taxă va fi aplicată începând cu data de 1 iunie. Cei care au plătit în avans vor avea reducere și pe anul viitor. Ouă încondeiate și icoane într-o expoziție la Alimpești. Expoziția cuprinde lucrările copiilor din comună îndrumați de un profesor coordonator al Școlii Populare de Artă. Aici sunt expuse țetăturile, icoanele pictate pe sticlă și lemn, la care se adaugă ouăle încondeiate de Paște. Autoritățile locale din Alimpești au ținut să organizeze această expoziție acum de Sfintele Sărbători de Paște pentru a aduce o bucurie în plus locuitorilor. În clădirea unde avem biblionetul, acolo avem și o secție a Școlii Populare de Artă. Este o fată, o profesoară foarte talentată în ale picturii. Pictează foarte frumos, în special icoane. De fapt, n-am văzut-o pictând altceva, dar pictează și pe scoarță de copac, și pe ou, și pe lemn, și pe sticlă, pe orice, și pe piatră. Și are foarte mulți copii, atrage copiii. Și are niște picturi foarte frumoase și astăzi chiar a organizat o expoziție la ora 12:30, pentru că este Vinerea Mare, este tradiția vopsirii ouălor și chiar are ouă din lemn pe care ea le-a comandat pe internet, pe care a pictat icoane. Copiii spun că pictează cu pasiune, dar și cu credință în suflet. De când pictezi? Prea devreme. Cu vacanța aceasta m-am apucat. Da? Cum a început vacanța. Și mi-a plăcut și am vrut să rămân și în vacanța de vară, să vin să mai... Să pictezi altceva, nu? Da. Ce vrea să mai pictezi? Ce ți-ai propus după aceea? Mai multe icoane. Mai multe icoane? Și pe sticlă și... Wow! Adică prima dată am zis nu pot să fac așa ceva, dar ia uite că... Iată rezultatul. Păi da. Foarte frumos. Felicitări. Câți ani ai? 9 ani. Profesorul coordonator al Școlii Populare de Artă susține că are în grupă copii de la 5 ani până la 16, toți pasionați de pictură. Copiii și-au dorit foarte mult să lucreze pe scoarță de copac, pentru că mi-au văzut lucrările mele. Și am încercat să facem tot posibilul, să le acordăm sprijin necesar să aibă materiale, să le lucreze. Și au reușit. Sunt foarte încântată de ce au reușit să facă și foarte mulțumită ca și profesora lor. Care este cel mai mic copil, cel mai mare? Am avut o fetiță care a lucrat, care nu este acum aici, dar a lucrat și are doar 5 ani. Gorj TV și Radio Târgu Jiu au pregătit un program special cu ocazia sărbătorilor pascale. Muzică de petrecere, emisiuni despre semnificația Paștelui, topuri de muzică ușoară și un concurs inedit sunt doar câteva dintre momentele pregătite de colegii noștri. Detalii după scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct. Vreme capricioasă de Paște. Meteorologia anunță că în județul Gorj aspectul vremii se va schimba ușor, iar temperaturile vor crește, însă cerul va rămâne acoperit. În prima zi de Paște vor fi șanse de ploaie, însă de luni vremea se va schimba în bine. Meteorologii ne sfătuiesc ca în noapte de înviere să avem cu noi umbrela, pentru că există posibilitatea să plouă. Înnorările vor fi temporare, iar pe spații restrânse va ploua slab. De Paște, mai ales după primele ore ale zilei, vremea se va ameliora. Cerul va deveni variabil, vântul va sufla slab până la moderat. În primele ore poate va mai ploua puțin, slab și izolat. Apoi, la orele prânzului și după amiază, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 23-24 de grade, iar luni dimineața minime termice între 6 și 11 grade. Evident că în cursul nopții de luni spre marți poate vor apare din nou ploile datorită solului umed, dar marți din nou vremea va fi bună. În noaptea de marți spre miercuri, iarăși,
niște ploi, dar în cea mai mare parte a zilei de marți vremea va fi bună, cu valori maxime de temperatură între 20 și 25 de grade și minime termice între 5 și 10 grade. În noaptea de înviere cerul se va menține acoperit, temporar va ploua, vântul slab până la moderat. Duminică dimineața, minime termice între 4 și 9, poate chiar 10 grade. E bine să avem un preva cu noi în noaptea de înviere, că poate la plecare ne mai întâlnim cu ploaia pe drum. Mâine va ploua toată ziua, ne avertizează meteorologii. Exceptând ziua de mâine, când va ploua în continuare aproape ca și astăzi, începând de duminică, de la orele 9-10, vremea va deveni din nou bună, vreme frumoasă și caldă. Valorile termice vor continua să crească ușor de săptămâna viitoare, ajungând până la 25 de grade Celsius. Echipa Gorj TV v-a pregătit un program special cu ocazia sărbătorilor pascale. Urmărind postul nostru de televiziune, puteți viziona reportaje despre semnificația Paștelui și materiale în care colegii noștri vorbesc despre importanța acestei sărbători pentru ei. De asemenea, la loc de cinste va sta muzica populară. Programul de Paște începe sâmbătă la ora 10 cu o ediție specială a rubricii Pilula cu glazură de ceanură, realizată de Ovidiu Popescu. De la ora 10.30 puteți urmări două ediții de sărbătoare a emisiunii Agenda Locală, despărțite de un scurt moment de relax mix. Programul continuă cu muzică populară, iar la ora 14.30 va fi difuzat un reportaj despre icoane pe sticlă. Duminică, în prima zi de Paști, voia bună este la Gorj TV. Cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară vor aduce în casele dumneavoastră cântecele care i-au făcut cunoscuți. De asemenea, tot duminică puteți viziona un reportaj despre obiceiurile de Paște și puteți afla, începând cu ora 15, cum va petrece aceste sărbători echipa Gorj TV. Luni, programul începe cu muzică populară și continuă cu filmul Dale Carnavalului, care va începe la ora 10. Tot luni, începând cu ora 15, Dragoș Udrescu va pregăti un top de muzică ușoară cu cele mai bune piese ale momentului. Așa cum v-am obișnuit deja, la orele 18 și 20, Alexandra Petrița aduce în casele dumneavoastră jurnalele Gorj TV. La ora 19 aflăm cum sărbătoresc sportivii străini Paștele, urmărind un material realizat de Diana Pătruț. La ora 21 va fi difuzat filmul Mama ei de tranziție. Programul se încheie cu muzică populară, astfel încât distracția din casele dumneavoastră să țină până târziu în noapte. Și la Radio Târgu Jiu aveți un program special cu ocazia sărbătorilor pascale, muzică de petrecere, emisiuni despre semnificația Paștelui, topuri de muzică ușoară și un concurs inedit sunt doar câteva dintre momentele pregătite de colegii noștri. Sâmbătă, începând cu ora 9 pe 97,9 FM, îi puteți asculta pe Ana Maria Young și Mircea Brandiburu. Ei vor organiza un concurs în cadrul căruia puteți câștiga un miel pentru masa de Paște. Tot sâmbătă avem pregătite pentru cei mai fideli ascultători coșuri cu ouă și cozonaci. De la 15 la 16 aveți Airplay 40 cu Mircea Brandiburu, iar de la 19 la 20 va fi difuzată o nouă ediție a emisiunii Muzica Anilor Tăi. Duminică, în prima zi de Paște, de la ora 11 la ora 12, Loredana Petrescu va pregăti o emisiune specială în cadrul căreia puteți afla semnificația sărbătorilor pascale și originea tuturor simbolurilor pascale. Din acest program nu putea lipsi muzica populară, așa că de la 12 la 13 dați la maximum volumul radioului și bucurați-vă de cele mai frumoase cântece românești. Pe seară, de la 17 la 18, Dragoș Udrescu vă prezintă o colecție de obiceiuri trăznite din toate colțurile lumii. Pentru a afla obiceiuri cel puțin ciudate ale altor popoare, rămâneți pe 97,9. De la 19 la 20 schimbăm registrul și difuzăm o oră de muzică folk. Luni, în a doua zi de Paște, de la 10 la 11, colega noastră Diana Pătruț a pregătit un material cu sportivii străini care joacă pentru echipele din Gorj. Chiar de la ei aflăm cum petrec Paștele și care sunt obiceiurile noastre pe care le îndrăgesc. Programul continuă cu muzică ușoară, dar și cu muzică populară, astfel încât sărbătorile dumneavoastră să fie unele reușite. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. În scopul bunei desfășurări a manifestărilor religioase și culturale, prilejuite de Sfintele Sărbători de Paște, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a suplimentat efectivele de polițiști care vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, precum și pentru prevenirea oricăror fapte de natură să tulbure bucuria marii sărbători creștine. Astfel, în perioada 19-21 aprilie vor acționa în medie zilnic 300 de polițiști, iar în noaptea de înviere, pentru siguranța cetățenilor, vor fi la datorie aproximativ 450 de polițiști.
Vești bune pentru Motren, trenul electric Hyperion va fi pus în funcțiune luna viitoare. Potrivit deputatului Camelia Craibani, prima cursă Motru București este programată pe data de 20 mai. Anunțul a fost făcut după ce ieri dimineață Camelia Craibani a primit asigurări din partea directorului Autorității Feroviare Române. Înscrierea persoanelor juridice și a instituțiilor publice pentru achiziționarea de autovehicule noi prin programul Rabla a fost amânată cu 7 zile, respectiv pentru data de 30 aprilie. Potrivit unui comunicat al administrației fondului pentru mediu, începând cu acea dată, va avea loc deschiderea sesiunii de depunere și validarea dosarelor pentru persoanele juridice și instituțiile publice din programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional 2014, pentru care a fost alocat un număr de 3.000 de tichete. Voucherele vor fi alocate electronic în sistemul informatic gestionat de administrația Fondului pentru Mediu, iar dosarele se vor depune la sediul instituției până la data de 1 septembrie 2014. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Managerul CEO, Laurențiu Ciurel, a promis un buget mai mare pentru energia. Rovinarii detalii după generic. Performanța de a aduce Cupa României la Târgu Jiu îi face pe Asociații Clubului Energia să mărească bugetul echipei de basket. Managerul CEU, Laurențiu Ciurel, a promis că Energia va primi mai mulți bani. Echipa trebuie să se întărească pentru participările din cupele europene. Ciurel a mai precizat că echipa gorjeană a fost în primele 5 echipe în ceea ce privește bugetul. Acționarii clubului Energia i-au felicitat pe basketbaliștii gorjeni pentru că au scris istorie, aducând prima cupă la Târgu Jiu. Această performanță l-a determinat pe managerul complexului energetic Oltenia să promită un buget îmbunătățit pentru sezonul viitor, ținând cont că echipa trebuie să fie pregătită pentru confruntările din Eurochallenge. N-avem cum să nu creștem pentru că avem obligații care decurg din participarea în Eurochallenge. Nu putem să mergem să ne facem de râs acolo. Cu siguranță pe această structură de echipă va trebui să mai aducem pe o poziție 4 cel puțin, poate încă un coordonator. Cu siguranță bugetul va fi îmbunătățit. Ciurel a ținut să puncteze și faptul că nici în acest sezon Energia nu a stat rău cu banii. Am fost în primele 5 echipe din campionat ca și buget, spune Ciurel. Eu pot să vă spun că Energia a avut unul dintre primele 5, poate chiar 6, poate 6, dar poate chiar 5. Primele 6, poate chiar 5 bugete din campionat. Au fost echipe care s-au clasat în fața noastră totuși în campionat cu bugete mai mici decât a nostru și pot să vă spun că două din ele sigur au fost. Însă sigur nu ne putem compara cu bugetul Asesoftului sau cu bugetul echipei de la Oradea. Asesoftul e de departe mult peste restul campionatului cu cât mai mari performanțe. Clasată pe locul 8 în Liga Națională, echipa gorjeană a reușit în turneul final de la Ploiești să învingă rând pe rând primele două clasate. Deși pleca cu ultima șansă la cucerirea trofeului, Energia Rovinari a dovedit că atunci când vrea cu adevărat performanță, învinge. Astfel, gorjenii și-au trecut în palmares primul lor trofeu important din istoria clubului. Iubitorii basketului din Târgu Jiu au avut ocazia să-și vadă jucătorii preferați aseară în sala sporturilor din Târgu Jiu. Echipa de basket Energia Rovinari a prezentat Cupa României și suporterilor într-un eveniment festiv. Jucătorii și staful tehnic au fost primiți în sală în ropote de aplauze. De asemenea, managerul CEO i-a răsplătit cu prime în valoare totală de 60.000 de euro. Echipa de basket Energia Rovinare a adus primul trofeu important din istoria clubului și în fața suporterilor. Aseară, cei care iubesc basketul au aplaudat jucătorii preferați și au admirat Cupa României într-un cadru festiv în sala sporturilor, iar intrarea a fost liberă. Printre suporteri s-au aflat și managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, dar și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Jucătorii au stat de vorbă cu fanii și le-au oferit acestora autografe. Au curs ropote de aplauze la prezentarea jucătorilor. Thank you.
De asemenea, conducerea complexului energetic Oltenia nu a lăsat nerăsplătită performanța echipei de basket și a oferit prime totale în valoare de 60.000 de euro. Energia a câștigat Cupa României în premieră după ce a învins CSM Oradea cu scorul de 58-55 și a obținut dreptul de participare în sezonul viitor al Euro Challenge. De Paște, lumina trebuie să vină din Victorie. Pandurii au meci în prima zi de Paște. Elevii lui Pustai vor întâlni deplasare FC Botoșani și doar un rezultat bun îi mai păstrează în cursa pentru cupele europene. Antrenorul Cristi Pustai mizează pe ultimele două evoluții bune din deplasare, dar nu se îmbată cu apă rece. Va fi un meci foarte greu în Botoșani, spune tehnicianul. Pandurii au meci important de Paște. Fotbaliștii antrenați de Cristi Pustai vor străbate țara pentru a da piept cu FC Botoșani. Nu e loc pentru jumătăți de măsură. Vicecampionii sezonului trecut au o sarcină clară, Victoria. Doar un rezultat favorabil la finalul partidei îi mai poate păstra în cărți pentru a participa pe scenele europene. Antrenorul Cristi Pustai mizează pe ultimele două evoluții bune din deplasare, dar nu se îmbată cu apă rece. Pustai recunoaște că nu va fi un meci ușor. Deci eu sper de la acest meci să păstrăm linia jocurilor bune din deplasare și să obținem maximum posibil, pentru că întâlnim o echipă ca și anul trecut, în momentul în care am jucat cu ea, era destul de considerată revelația începutului de campionat. Acum e considerată revelația începutului de retur. Deci ne așteaptă un meci destul de foarte greu la Botoșani. Pe lângă deplasarea de 800 de kilometri până în Moldova, echipa lui Pustai se confruntă și cu o problemă de lot. Ciucur va lipsi tot restul sezonului după ce a fost depistat cu apendicită care necesită operație. E o deplasare foarte lungă, ne confruntăm și cu niște probleme de lot. La cele mai vechi a apărut astăzi și, să zic, dispariția lui Ciucur pentru restul etapelor, pentru că a fost depistat cu apendicită care trebuie operată. Etapa trecută am fost perpedanții etapei, vrem un rezultat bun, spune convingător Cristi Pustai. E important să nu, în etapa trecută am fost perdanți etape, pentru că celelalte două echipe au luat 3 puncte, noi un singur punct. Să sperăm că vor fi și vremuri mai bune și pentru noi. Ar fi foarte, foarte bine să obținem 3 puncte, să vedem ce va face și Dinamo, joacă acasă cu Astra. Nu mai știu la Vaslui, dar asta deja e o telenovelă, nu se prezintă, nu se prezintă, ați văzut. Dacă vine în ziua meciului, s-ar putea să câștige meciul. Partida cu FC Botoșani este programată duminică, 20 aprilie, de la ora 16:30 și va fi transmisă în direct de DigiSport. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. Mulțumim, Diana, vreme schimbătoare în weekend, detalii în rubrica Meteo. Final, vă invit să ne înveselim. Somnul este molipsitor, mai ales când vezi un copil care doarme instantaneu, indiferent în locul unde se află. Iată. Get out of here.
Atât pentru astăzi. Vă doresc o seară frumoasă și un Paște fericit. Rămâneți alături de Gorj TV. Numai bine!